Băsescu, cetățean în Republica Moldova, vreau să văd și pe asta. Vreau să văd cum Băsescu va depune jurământ statalității Republicii Moldova. Vreau să văd și pe asta. Numai să nu iei razna ca unioniștii din PLE și alți unioniști din Republica Moldova. Și i-aș sugera că candidatul, dacă a depus actele la cetățenia Moldovei, să fie mai atent decât unionistul Băsescu, care este în România. De fapt, noi am preferat că el să rămână acolo unde ce el, marinar sau ce? Sau vreți să fie marinar în Republica Moldova? Asta să rămână la București. Mie mi se pare că Băsescu a înțeles că nu mai are nicio șansă în politica română și vrea să tulbure apele în Republica Moldova. Nu-i va reuși, nu are nicio șansă. De aceea, o decizie destul de nostimă, o decizie a unui personaj politic care și-a pierdut viitorul politic și încearcă poate câteva procente de unioniști îl vor saluta în Republica Moldova. Noi vom face tot posibilul ca unioniști ca Băsescu să fie mai puțin aici la noi în țară. Sunt fiar convins că ne va reuși. Sunt și alte întrebări?